Hai zi ce favoare vrei să-mi ceri. Vreau și eu, muncule, 102-3 de la tine dacă poți să mă ajuți. Păi ce să faci, mă, tu cu 102-30 de bă? Păi ce să fac, să-mi scurgă gicănul răși că nu mai am bani. Of, ce ne facem noi cu copilul ăsta? Auzi, o întreține pasta și 2200 pe un parfum. Și noi muncim jumătate de lună ca să plătim un parfum. Ce ne facem cu el? Nu știu ce ne facem cu el. Nu știu, dar cu fata asta nu e în regulă. Vrei să mă bagi la sapă de lemn, nu? Nu, dar uite, astea chiar sunt drăguțe. Păi iei și tu acum una și mai târziu alta. Ce zici de mișcarea asta? Ajutați-mă, n-am mamă, n-am tată. Ajutați-mă și pe mine, cu cât puteți, Domnul să vă ajute, să vă binecuvânteze. Vlad, nu-i cum să obții atât de mulți bani așa, pocnind din degete. Să fim serioși și realiști. Dar ce, am venit cu 100.000 de euro acasă, de îmi spui că așa mulți bani? Muncesc, Mădălina, muncesc. Nici acum nu pot să vorbesc, dar ți-am răspuns că am văzut că insiști. Tu trebuie să înțelegi direct că n-am cum să vorbesc. Îți iei o păpușă, o îmbraci frumos în copil și o arzi între mașini. Îți iei un cărucior cu rotile, te duci, dormi 2-3 zile în gunoaie, să miroși, prietene, să miroși. Îmi zici că arăt ca un buschetar. Ce are barba? Uite-te și tu, ești murdar, miroși și ai dat atâția bani, 1200 pe parfum. Ce e asta? Asta e firma ta, spune-mi, explică, ce e asta? Uite-te la mine când vorbesc cu tine! Ce-s cu hainele astea? Ce ești, orfan de mamă? Ai nebunit la cap? Pentru un tânăr este important să aibă modele care să-i ghideze alegerile în viață. Scopul este reușita. Și de ce să nu recunoaștem? Cea financiară este foarte importantă. Dacă ar fi să reformulez, ar suna așa. Unul dintre scopurile importante ale majorității dintre noi este să facă bani. Dar contează mult de tot și cum îi faci. De curând, tânărul Vlad și părinții lui s-au mutat în apartamentul unchiului Adrian, fratele mamei. Asta pentru că s-au hotărât să își renoveze apartamentul, iar o asemenea lucrare durează destul de mult. Viața în casa lui Adrian este destul de zgomotoasă, dar lui Vlad nu-i displace deloc acest lucru. Frumos, frumos! Da! Frumos, la tine, îmi place! Uite, Fitu, vrea să ia o dansatoare. Da, Vlad? Bă, sunt om cu minte, bă, de așa mă știu cu părinte, așa mai crescut. Hai, să servi? Da, bineînțeles, da, cum să nu, da. Ia uite, bă, un culuțul frumos aici la tine. Frumos, hă? Frumos, mă, un stil de viață care îmi place prea mult. Cam periculos de mult, a zice. Păi și de ce nu încerci să faci și tu ceva în privința asta? Uite că eu am început cu... Da, păi uite, am început să așez niște lucruri așa în gândire. În gândire întâi. Am înțeles. Ar putea să ne intersectăm la un moment dat. Uite ce zice Fito. Îi place stilul de viață. Da? Mulțumim frumos, oricum super petrecere, mulțumim. E... Da, vezi pentru ce. E frumos. Și dansatoarele, super. Păi dacă ai nevoie vreodată la vreun eveniment, îmi spui și mulțumim. Vorbesc eu cu fetele, nu-i problemă. A, le cunoști firma, cunoști tot? Bineînțeles, da. Da. Super, super, foarte tare. Au mai fost la mine, bine, voinați, prins, da? Am mai avut petreceri cu fetele. Voi cât mai aveți mătă când să mai stați pe aici? Păi să terminăm și noi cu apartamentul. Trebuie să aștept să vină acum comandat Gresia. Mai avem cu parchetul, mai avem, dar... Nu știu, eu să zic, sper într-o lună de zile să terminăm. Sper. Am înțeles, sper. Da, mulțumim mult că ne-ai primit aici și că ne ajuți cu... Stai liniștit. Mulțumim, e super, ne ajută mult. Găzduirea surorii, a nepotului și a cumnatului nu este o problemă pentru Adrian, pentru că el are o casă spațioasă, iar factorul financiar nu ridică deloc probleme. Uite, gata, te-a luat la dans, hai. Hai. Nu pot, sunt însurat, sunt creștin ortodox, no. În numele lui Dumnezeu și nu pot. În numele lui Dumnezeu, Maica Domnului și Tăscuții. Că uite, nu se uită Maica ta la tine, nu se uită nici stai că tu se întorci. Nu, dar știi cum e, iubita are ochi, ea vede.
Vede tot, Vlad, dacă vrei să dați. Nu, vreau să stau dacă vrei să dați. Mă, de ce e motivă așa copilul ăsta? Zic, sunt mai speriat așa de fel, de bombe, de femeie. Păi văd că dă papagali și bun, dar... Păi atâta, că știi cum e, că ăștia cu gura ne le-au cu altele. Nu pot, nu știu că... Nu s-a ridicat părul pe mâini, uite, el acum stă jos, dar... Cum să nu mă gândesc la ea când e totul pentru mine? Cum să nu mă gândesc la ea? Hai mă, acolo, hai mă, că tu mă, și bă, Doamne ferește, cum și să-mi abandonez eu, iubita? Eu creștin ortodox în numele lui Iisus să fac așa ceva? Doamne ferește, dar nu știu cum îndrăznesc să-mi spui așa ceva, Doamne ferește. Băi, acum uite. Bă, dar ce cuvinte l-ai crescut pe ăsta? Nu, l-am crescut. Băi, nu vine să cred. Niciun caz, nu? Nu, dar eu te rog pe tine, uite, mama aici, de fapt, mami, tu ce zici? Să se ridice tati să danseze cu fetele astea frumoase, că ia uite-le. Au ce frumos se mișcă. Hai mă, soră mea, lasă, lasă omul să danseze. Hai, uite-te, uite și dansez. În casa lui Adrian, chefurile se țin lanț. Aici nici nu se termină o petrecere, că încep pregătirile pentru încă o masă festivă. Oh, ce faci, mă, tată? Muncești, ce să fac? Uite, m-a rugat unchiul să-l ajut cu grătarul ăsta, să-i fac puțin. Ce faci? Ce să fac bine? Uite, chiar foarte bine. E, vin, vin puțin, vin puțin. Ce? Mamă, cu cât ai dat, cu tonă de parfum. Ce, nu-ți place cum miroase? Miroase da, dar e cam puternic. Unde, unde pleci? Unde ai tonă de parfum, frate? M-am dat cu două fâsfâsuri, mă, tată, dar... Două fâsfâsuri și miroase așa bine? Ia uite cu ce m-am dat, mă. Ia uite. Ia, ce e asta? Ia fii atent aici. Ce e asta, că e nou? Păi e nou, normal. N-am mai văzut. Adică de unde l-ai văzut? Hai mă, tată, mă, cum de unde l-am? Din mall. De unde? Din mall. Știi cât am dat pe ăsta? Cât ai dat pe el? 1200. Cât ai dat pe el? 1200. 1200? Da, mă, tată, ce e? Păi tu ai 1800 de salariu și ai dat 1200 pe parfum, tu nici... Hai mă, lasă-mă acum, de ce mă iei așa? Da, am 1800, dar însă mă răsfăț și eu cu un parfum frumos. Vlad, tată, cum ai dat 1200 pe un parfum? Dar ce are, nu-ți place, miroase urât? Da, da... Mamă, ce are? Am că miroase bine, mă merită. De un an de zile mă tot stresează, mă. Angajează-te, angajează-te, angajează-te că nu mai avem să-ți dăm, angajează-te că ai atâtea nevoie și cere o grămadă. Mamă, angajează și îmi iau ce vreau eu. Îl înțeleg. A ajuns să facă banul lui, vrea să se dea mare, dar totuși cheltuie cam nesăbuit. Mai mă, tată, nu pot să vorbesc nimic cu tine. Luminița, vino puțin. Vino de puțin, ce? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Atunci? Ia zi, știi ce a făcut Fito? Ce a făcut? Mi-am luat și un parfum. Mi-am luat un parfum. Așa, foarte bine. Cât ai dat, tată, pe parfum? Ia zi, spune-i și lumea. Tot ce contează, domnule, cât ai dat pe parfum? 1200. Ia de să văd și eu. Ai auzit cât a dat pe el? Cum adică 1200? 920? 1200? Și uite cum miroase, ia uite. Nu miroase urât, care nu miroase urât, dar uite urât. Miroase bine, dacă am scump mirosul ăsta. Dar ce are, domnule, dacă am dat și eu acum un pic mai mult pe un parfum? Nu zice nimeni să nu ții un parfum, dar dă și tu 100. Bravo! 200. Bravo! De ce? Ca să-mi ajungă bani să fi dat acum pe gresie banii. Păi uite, și la tine, ții un televizor la tine în cameră, poftim, ne mai ajuți și pe noi să reparăm odată. Ascultă-mă, maică ta, că zice foarte bine, bravo! Să terminăm și noi odată, stăm aici la frate meu atâta timp. Primul meu salariu, mă! Am fost nevoit să ne mutăm în casa lui frate-meu. Noi renovăm apartamentul. Dar de când ne-am mutat aici și a văzut fiul cum trăiește frate-meu, au început pretențiile. Primul meu salariu și faceți așa, am vrut și eu să... Nu, e prea mult. Tată, e mult, 1200 pe un parfum. Dar n-am eu față de 1200 de un parfum? Sau păi asta contează, contează cât dai pe lucru, contează cum miroase, cum păi îl folosești. Și miroase urât. Și contează ce ai tu în cap, nu cum miroși. Exact, nu înțelegi, nu-i vorba păi de că nu ai, că n-ai păi față. Păi mama, atât de mult, nu pot să cred că ai dat 1200. Păi cât e salariul tău de ai dat 1200 pe 1800. Are 1800. Și 1200 a dat pe parfum. Și-a luat și-o cu 6 milioane. 1200. Păi mai mult de jumate din salariul tu l-ai dat pe parfum. Da. De când am venit aici, am văzut cum se uită Vlad la cumnată miu, la banii care aruncă, la femeile care intră în casă.
E clar că trebuie să fac ceva. Hai, o lăsăm așa, te înțeleg. Așa. Ai dat așa. Următorul salariu, știi cum facem? Îmi dai 1000 de lei și îi pun la tapet la apartament. Și îți rămân 900 și te descurci cu 900, ok? Păi nu pot să fac asta. De ce? Păi trebuie să o scot și eu pe Mădălina în oraș. Ce crezi că fac? Îmi iau toți banii și păi dau ce faci tu? O întreții pe Mădălina? Dar nu întrețin, dar o plimb, o scot, îmi iau și o țoară. Păi tu ce faci tu? O întreții financiar pe Mădălina? Măi mamă, ceva. O fată dacă te iubește stă lângă tine, da, indiferent de ce. Nu știu din ce perioadă preistorică vorbești acum, dar să știu o chestie, mamă, acum. Dacă nu întreții pe o femeie, nu-i cumperi și tu o bijuterie, nu-i cumperi o haină, nu-i cumperi ceva, pleacă mă, se duce. Nu, o femeie dacă te iubește stă lângă tine. O femeie nu o cumperi, de unde mamă, nu o cumperi. De când s-a angajat, de când e pe picioarele lui, mie îmi convine acest lucru. Nu mai cere bani să-i cheltuiască cu Mădălina. Chiar nu înțeleg de ce îmi cere atâta explicații și de ce trebuie să dau atâta socoteală. Păi cum, mamă, păi dar ea nu are servici, ea nu are părinți, păi noi muncim să te ținem eu pe muncesc, tine. Și, păi nu, noi muncim să te ținem pe tine și tu o ții pe ea. Ascultă ce zice mama ta, că nu-i corect, te rog frumos. Păi nu e așa. Păi și ce să faci, măcar tu ai putea să înțelegi. Ce să faci, ce să faci, să ne dai și nouă bani? Dar măcar tu ar trebui să înțelegi lucrurile astea, că sunt nevoile mele. Nu știu, nu, n-am ce. Nu să întrețin o fată, cum să nu, cu bani? Uite așa, că n-ai ce să faci. Trebuie să-ți faci nevoile de bărbat, n-ai ce să faci. Nu e normal așa. Am plecat, pa. Mai copile, nu e bine ce faci, ascultă-ne. Iar cu Mădălina treaba e evidentă. Acum dacă vrei să fii cu o fată și să arate și bine, bineînțeles că trebuie să o susții financiar, altfel nu stă lângă tine. Iar eu chiar nu vreau să o pierd pe Mădălina. Of, ce ne facem noi cu copilul ăsta? Auzi, întreține pasta și dă 1200 pe un parfum. Și noi muncim jumătate de lună ca să plătim un parfum. Ce ne facem cu el? Nu știu ce ne facem cu el. Nu știu, dar cu fata asta nu e în regulă. Cum adică? Ce? Nu m-a plimbată? Nu m-a cadou? Bravo, nu m-a bravo. Eu așa ți-am făcut ție că ți-am dat la blam și-am dat. Păi, cu floare de ziua mea. Bravo. E posibil așa ceva? Ce-o fi, domnule, cu copiii ăștia din ziua de astăzi? Of. Chiar dacă a dat 1200 de lei pe un parfum și teoretic mai are din salariu 600 de lei, pe Vlad îl regăsim câteva ore mai târziu interesat de niște cumpărături în mall. Scuze că m-am întârziat. Am zis să te grăbești. Da, știi, că uite, nu prea am găsit loc de parcare, una, alta. Bine, bine, lasă galgara, uite. Vreau să te uiți la asta, să-mi spui ce ți-ai dori, a? De asta ce spui, a? Nu, nu e tocmai stilul meu, adică... Păi care că e roșu, e culoarea ta preferată? Dar ce treabă are că e roșu, nu vezi că zici că e pătura de la bunica? Hai, măi, pătura de la bunica, păi hai, uite-te tu la ce-ți place. Haide, uite-te bine acolo. Ți-am zis să vii mai devreme. Era mai bine dacă veneai mai devreme. Nici nu știu. Hai, uite, fustița asta îți place? Ia zic, că m-am uitat mai devreme la ea și faci? Chiar... Ce faci, bunica? Nu vezi că uite și tu cât de lungă este? Oh, păi uite și tu ce fel e rochița asta și uite ce fel e fusta asta. Ce e, de mamaia asta, păi nu? Păi să știi, așa hai este. Hai de mă, las-o nu încolo. Știu. Uite, fii atentă. Eu pot să-ți dau ție 200 de lei, înțelegi? Doar 200? Adică doar 200. Uite câți bani ai acolo. Așa, câți repede vreau salariu. Aici? Păi m-am mișcat și eu repede. Îmi place bluzița asta și dacă e... Așa? Nu știu, gen, poți să mai îmi dai încă 200 și poate mi-au două bluzițe. Trebuie să recunosc. Înainte mă scotea, nu știu, de ziua mea, de Crăciun, de Paște, o atenție. Acum, haide iubita la cumpărături, haide în mall. Îmi place, trebuie să recunosc. Vrei să mă bagi la asta pe de lemn, nu? Nu, dar uite, astea chiar sunt drăguțe. Păi iei și tu acum una și mai târziu alta. Ce zici de mișcarea asta? Nu, păi toți iubiții prietenilor mele, nu știu, le cumpăr așa mai iar multe. Iar au de iubiților. Mamă, mamă, dar ce iubiți potenți au. Bine, dragă, ia. Mai ia 2 milioane de aici. Mulțumesc. Hai, să nu zici că sunt altfel. Deci știi ceva? Mai ia 50 de lei. Da. Că poate vrei și tu un suc sau ceva. Mulțumesc. Și rămân eu cu ești cu cel mai drăguț. Da. De când s-a angajat, se vede. Lucrurile merg altfel acum.
Ce părere ai despre asta? Hm? Ce zici? E frumoasă. Ia-o pe tine, probează-o, haide să ne mișcăm. Da, dar vreau să mă mai uit la niște... Uite și bluzița aia albă de acolo arată drăguț. Băi, știi în ce situație sunt acasă? Că mi se scot ochii la un moment dat, că n-aduc banii, că... Da, știi doar că trebuie să mă miști. Păi și uite, văd că ai început să te miști până la urmă. Păi da, asta vreau, să mă miști, să mă duc la muncă. Hai, ți le iei sau nu, ca să știu. Vreau să mă mai uit. Bine, atunci știi ceva, stai tu, uită-te, că eu mă duc la muncă, ok? Și știi regula, nu mă suni înainte de 8, te rog frumos, că sunt în timpul serviciului și chiar nu pot să vorbesc. Și n-am chef să am discuții pe acolo, că domne, îmi sună telefonul, ok? Bine, bine, fie. Și nu te mai superi, da? Nu mai faci ca dățile trecute. Te mai superi că nu-ți răspund. Un singur lucru mă deranjează la firma asta la care s-a angajat el. Niciodată nu-mi răspunde la telefon. Că s-a întâmplat un accident, a luat casa foc. Nu, el nu are nicio treabă. Înțeleg de ce e atât de strict, dar... Așa e la muncă, așa e în anumite locuri. Oricum, da. Și banii sunt pe măsură. Fie. Bine, hai că trebuie bine. Să mergi, hai. Spor la muncă. Bine, mersi, papa. Pupii, papa. Ceva nu se leagă. 1800 salariu, din care 1200 parfumul, 450 mădălinei, așa că Vlad a rămas cu 250 de lei. Din ce trăiește până luna viitoare, aflăm îndată din ce. Am auzit prima dată că se câștigă din meseria asta, nu mi-a venit să cred. Dar am zis totuși să încerc. Și de atunci merge bine rău de tot. Fac 1800 de lei, poate mai bine pe săptămână. Aha, salariu, dacă îl putem numi așa, este de 1800 pe săptămână, nu pe lună. Iar munca nu este foarte grea. Cel mult presupune umilință. Trebuie să fac asta. Toți fac bani așa. Și bani de bani, nu așa. Pare inexplicabil cum a ajuns Vlad să facă cerșetorie. De unde să-i fi venit lui ideea de a cerși? Răspunsurile ne vin doar dacă suntem atenți la ce se întâmplă în casa lui Adrian. Ce cauți, bă, aici? Băi, ce cauți aici? Păi... Bă, ce cauți aici? La tine. N-am căutat la dumneavoastră și... Cum mă n-ai cu... De ce n-ai putut să mă suni? Păi, telefonul mi-a fost furat și... Cum ți-a fost, mă, furat telefon? Mi-a fost furat numai în telefon. Păi cine ți-a luat telefon? Păi, eu... Păi cum l-ai pierdut? Și ce ai venit, să-ți dau alt telefon? Nu am venit asta. Ce cauți, mă, aici? Vreau să zic că... Tante Ioana... Am auzit că a luat-o... Ce tante Ioana? De la primărie. Ce... Cine? A cine? Pe stradă. Cine? Cine a luat-o, mă, pe tante Ioana? Nu știu, era că o stă pe stradă și a luat-o de la primărie. Mai mult de atât, nu știu ce să zic. Păi și de ce n-ai grijă de ea, mă? Păi ce puteam să-i mai fac? Păi de ce o lași, mă, să bea, că aia bea ca o nebună tot timpul? Păi și cum puteam să o opresc? Adevărul e că cu asta mă ocup, de 10 ani. Am adunat oameni de pe străzi, le-am oferit o casă și îi fac bani pentru mine. Păi, frate, pentru ce te... Păi de ce te-am pus eu pe tine acolo? Eu zic că ești băiat ca lumea, că ești băiat dezghețat. Ce dracu cauți jegos așa la mine la poartă? Ce ți-ai zis să nu fii așa niciodată aici? Nu aveam cum să dau, nu mai am telefon. Cum mă, nu mai ai telefon? Tu atât prost ești, îți fură și telefonul. Tu... Băi, câți bani ai făcut? Păi cât să fac? Cât a dat lumea? Cum cât a dat lumea? Ce bă ăștia? Bă, ce ăștia, mă? Bă, ce mă ăștia? Lume. Nu mai de lume. Ce mă mâncați încercat... și talentul tău aici, mă? Ce mă, frățiorul meu ăștia? Ce mă ăștia? Ăștia, ia-ți mă tu semințe pe ei. Am trăit la casa de copii, deoarece eu nu am mamă, nu am tată și Adrian m-a luat de acolo și lucrez pentru el, are grijă de mine. Ce bani, mă, ce să fac, mă, băia, ce încercat, fac cu ăștia? Eu am încercat. Ce ți-am zis eu, mă, să nu vii la mine cu de-astea, mă? Ți-am zis să schimb banii ăștia în dalea de 100 frumos, să vii cu ei aranjați. Păi ce fac eu, mă plictisesc să stau să număr mizerile astea? Ha? Ăștia-s bani? Mai mult de atât nu mai dă lume. Băi, băiatule, îți rupi o mână, un picior.
Stai mor de foame două zile. Dacă te duci ca prostul cu mâna întinsă printre mașini, nu faci nimic, frățiorul meu, am așa. Încercat, am făcut. Bă, vrei să trăiești cu... bine? Normal. Vrei să ai bani? Normal. Fă bani, frate, ca să ai bani. Vin de lumânări. Spală geamuri în intersecție. Fă-te parcagiu. Asta e meseria care duce bani în București. Băi, fii atent cum facem. Îți iei o păpușă, o îmbraci frumos în copil și o arzi printre mașini. Îți iei un cărucior cu rotile, te duci, dormi 2-3 zile în gunoaie, să miroși, prietene, să miroși. Să vadă lumea că e foame. Uite-te, nene, cum arăți. Ia să vedem, ia, miroși. Ia uite. Păi ce facem? Nu așa. Păi tu trebuie să arăți că ești amărât, că ți-e foame. Eu asta vreau să văd la tine, prietene, că dacă eu vin și opresc mașina lângă tine și te văd că stai ca prostul cu mâna întinsă, nu vezi nimic. Nu stăteam cu mâna întinsă, nu, Adrian, nu. Prietene, trebuie să spună o poveste. Mâna asta întinsă trebuie să spună o poveste. Lumea s-a zgârcit foarte mult, nu mai dau. Păi nu mă interesează pe mine ce faci, mă, te duci, te plimbi între mașini ca boschetarul, te treci pe jos dacă ai nevoie. Dar tu trebuie să faci bani. Sunt mulți ca mine, suntem peste tot în tot oraș. Adrian a luat o casă și stăm toți acolo, clai peste grămadă. Că altfel dormeam pe străzi. Iar la mine la poartă nu mai ai ce să cauți. În vecii vecilor, prietene, nu mai vii așa. Te duci, faci pe dracu în patru, ții telefon, mă suni. Nu ne mai vedem aici. Mai ales când am pe ăștia pe cap. Am înțeles. S-a înțeles, da? Ok, să nu se mai repete. Hai, ia-ți ea dacă vrei să ții niște semințe. Și data viitoare vii cu ei schimbați. Da? Da. Bine, hai, la revedere. Să trăiți. Să fie oare o coincidență faptul că Vlad are același domeniu de activitate ca unchiul lui, care unchi nu știe că Vlad știe cu ce se ocupă? Interesant! Ce faci, mă? Ce faci, mă, unchiule? Erai acasă? Da, mă duc mai târziu la muncă astăzi. Băi, unchiule, vreau să-ți cer și eu o favoare. Ce să-mi cer? Ai văzut cine a venit la poartă? Nu, cine a venit? Ce, a venit vreo gagică pe la tine? Nu, a venit, mă, nicio gagică. Dormeam. Ia zic, care-i treaba cu aia, cu... Dormeai? Da. Ce faci, mă, la ora asta, nebunule, da, care ești? Da, că mă duc mai târziu la muncă. Vreau oricum să mă văd cu gagică mea și am să mă odihnesc înainte. Ia, să fiu bine, să te vezi cu gagică ta. Pa, da, da. Hai, zic, ce favoare vrei să-mi cer? Vreau și eu, unchiule, 102-3 de la tine, dacă poți să mă ajuți. Păi ce să faci, mă, tu cu 102-3, nebă? Păi ce să fac, sunt cu gagică în oraș, că nu mai am bani. Băi, băiatule, mă, băi, tu n-ai înțeles o treabă. Băi, banii nu vin dacă întinzi mâna, prietene. Da, banii, mă, trebuie să-i faci. Știu, ce să faci? O să faci și tu ca măta și ca tactul, să vin în fiecare, de fiecare dată când mă vede, dă-și mie, ajută-mă și pe mine. Hai, te rog, eu nu mă compara cu ei, că și așa am eu discuțiile mele cu ei. Hai, te rog eu mult, poți să mă ajut, serios, că nu o să-ți cer mereu, acum vreau și o să-ți cer. Așa sunt eu, mă, să vă ajut pe toți. A, păi nu e unchiul meu bază, mă, nu mă bazez eu pe unchiul. Uite, ia de aici să nu zici că sunt băiat rău. Stai, asta e, 100 de lei. Și pune mâna și fă-ți bani singur, prietene, da? Da, mă, unchiule, mersi frumos oricum. Hai, mersi, hai, scuză-mă, baftă. Ți-am cerut. Salut, hai. Salut. Salut. Zgârcioc, man, zgârcioc, man. Mi-a dat banii adunați de la biserică, de unde i-a luat, uite-te și tu cum i-a dat. Chiar de a doua zi, Vlad, tânăr care prinde repede, vrea să pună în practică ideile auzite în discuția lui Adrian cu angajatul lui, sau cum s-o numi el. Ajutați-mă, n-am mamă, n-am tată. Ajutați-mă și pe mine, cu cât puteți, Domnul să vă ajute, să vă binecuvânteze. Ajutați-mă. Ajutați-mă și pe mine. Încet, încet apar rezultatele. Metoda funcționează. Dacă muncești, faci bani. Într-o zi am făcut aproape 400 de lei. $400 pe zi nu este rău deloc. În 22 de zile lucrătoare, asta ar veni aproape 9.000 de lei pe lună. În aceste condiții, Vlad își poate permite lunar, de exemplu, să facă o sesiune de cumpărături costisitoare împreună cu iubita lui. Uite ce frumos este asta! Cât de mare este! Special pentru camera mea! Să vedem dacă găsim unul chiar și mai mare, că vreau să-l pun așa, știi, pe tot peretele. De curiozitate, tu lucrezi de câteva zile, de când ai bani deja de televizor și de una și de alta? Mă cerți că am bani sau ce? Nu, dar sunt doar curioasă. Am primit un comision, dragă, în locul tău m-aș bucura, că așa ceva nu se întâmplă în fiecare zi. Hai să ne uităm mai bine să vedem ce luăm. Ce era să-i zic acum?
Auzi la ea de unde am făcut bani. Până la urmă nici măcar nu-i treaba ei. Săptămâna trecută hăinuțe, săptămâna asta televizor. Nu știu unde muncește, dar îmi convine. Mie îmi place, nu știu, aș vrea ceva mare să... Nu știu, să mă uit ca la cinema, să stau așa în pat, să mă uit ca la cinema. Pe mine mă interesează să aibă și... Știi, adică să-mi bag PlayStation-ul la el, oh. Să... Da, ce vrei până la urmă, mă mai da, relaxez și eu, na. Da. Ele așa toate arată de ultimă generație, dar n-ai de unde să știi. Bună ziua! Bună ziua! Vă salut! Eu nu-ți rădăți, îmi pare bine. Vlad, îmi pare bine. Vă interesează televizoarele? Da. Mi-ar interesa un televizor, pe mine mă interesează foarte mult și partea de net, să se vadă frumos da. Și pe YouTube, să pot să bag la el. O claritate bună pentru filme, seriale. Bineînțeles. Ați venit perfect. Acesta este un televizor generației 2020, cu cristale lichide. Apropo, că tot vorbeați de o claritate, cu o bandă de net de 5 GHz, adică veți avea o viteză 4K pe net. Wow. A, vede 4K, da? Vede 4K fără probleme. Ce este un televizor cu o diagonală de 127 de cm. Super, super. Păi, tu ce zici, dragă? E perfect pentru camera mea. Pentru camera aia, bineînțeles, da. Păi la un moment dat cred că să ne luăm și televizoare separate după tine. Eu muncesc. Nu fur, nu dau un cap și chiar muncesc în condiții grele. În sfârșit și-a băgat mințile în cap și este un bărbat cu responsabilități și asumat. Această trotinetă, sincer, dacă mă uit la statura ta și la ce... așa, te potrivești perfect pentru ea. Și o chiar poți testa. Deci poți să o testezi, ok? O poți testa, da, inclusiv puteți să, nu știu, să vă plimbați pe aici, pe în jur, pe la noi, că avem o pistă unde se pot testa aceste trotinete. Ia zi, dragă. Hai măi, lasă, mai bine decât să dai bani, cine știe cât este de milioane este asta? Această trotinetă este 14.000 de lei. Aoleu, Doamne, cum ferește, de scump, îți cumpere o mașină. Pe bun, uite, hai să punem niște bani deoparte, lași trotineta asta deoparte și ne schimbăm și noi mașina, ca oamenii. Da, mă, dar mie chiar mi-ar plăcea să am și eu de asta. De ce ești așa acum? Că pun la urmă... Am muncit 3 săptămâni. Și acum mi-au și eu un televizor cu banii jos. Dar acum... Știu care e visul meu. Următorul lucru pe lista de cumpărături. Până la urmă, dacă poți să o testez, cărbă, mă. Ia, chiar sunt curios, că da, n-am mers niciodată. Da, pe bune, dai o grămadă de bani în locul unei mașini, să fim serioși acum. Gândește-te și la beneficiile acestei trotinete. Lucrezi în partea de nord a Bucureștiului și o să ai nevoie să ajungi cât mai rapid. Să nu stai în traficul din București, nu dai bani pe benzină, se încarcă în 10 ore maxim, cu asta cu un singur încărcător. Și câți kilometri am? Ai un range de 70 de kilometri cu această trotinetă. Ce uite, merge 70 de kilometri. Și ca să-ți demonstrezi, putem să mergem exact aici în parcare să o și testăm, dacă dorești. Gândește-te unde e confortul, iarna, ninge, ce faci? Hai, lasă. În mașină ești acoperit. Avem mașină, nu e problemă. Hai să o testăm. Păi o să o iau eu, mergem în parcare și o testăm. Da, sigur. Nu rezolv nimic cu tine. Păi n-ai ce să rezolv cu mine. Am venit după televizor. Dar... Uite ce am găsit. O frumusețe ca asta o doresc de 2-3 ani încoace. Și în curând o să fie a mea. Prezentarea făcută de vânzător l-a convins pe Vlad, care până la urmă se hotărăște să cumpere și televizorul și trotineta. Bine, tată, păi așa rămâne. Mersi frumos. Eu îți mulțumesc. Te salut. Te salut și eu. Până la urmă poți să mergi diseară cu mine la prietena asta a mea? Mă feriște, dar eu ce ți-am zis, mă, mai devreme că nu pot? Păi de ce Mădălina, nu pot? Cu cine am vorbit eu? Cu de cine vorbesc eu la telefon? Nu ți-am explicat că nu pot? Ce, vrei să știi ce muncesc? Da! A? Cerșesc! Na, ești mulțumită? Da, cerșitor! Îți bați joc de mine? Da, ce și mie, bă! Pe bune, îți bați joc de mine? Cam degeaba ți-ai dat cu parfum, că cam miroase un pic, da? Nu? Da. Mirat acum, crezi că e ușor să-l cari atâta timp de când îl car? Și parcă și mâinile astea, ia, de ce murdar ești? Ce-ai făcut, mamă, cu mâinile astea?
După investițiile făcute, lui Vlad i s-au subțiat finanțele și pentru echilibrarea balanței financiare iese dis de dimineață la muncă. 200. Până diseară am tot timpul din lume să-i mulțesc. Doamne ajută! Ce faci, mă? De ce mă sun? Cum de ce te sun? Nu știu, te sun de dimineață și îmi fac griji. Mădălina, dar eu ți-am zis ție că n-ai cum să mă sun când sunt la muncă. Nu ți-am explicat deja că nu avem cum să vorbim? Ba da, dar nu știu. Îți dai seama că îmi fac și eu griji, adică până la urmă 2 minute pot să răspunzi. Păi uite, ți-am răspuns acum și acum o să-ți și închid că n-am cum să stau de vorbă cu tine. Nu, stai puțin, voiam să te întreb, e ziua unei prietene și voiam să te întreb dacă vrei să mergem împreună. Nu, dar nu m-ai întrebat mai devreme, n-am vorbit deja despre asta, nu ți-am explicat că n-am cum să vin, că sunt la muncă. Eu muncesc și pentru tine, adică muncesc pentru noi, ca să creăm niște lucruri, să putem să facem și noi ceva, să avem și noi alte standarde, să ne ridicăm puțin. Da, dar uite, cum ai putut să răspunzi acum, de ce n-ai răspuns și atunci? Pentru acum că atunci unde n-am putut și nici acum nu pot. Nici acum nu pot să vorbesc, dar ți-am răspuns că am văzut că insiști. Tu trebuie să înțelegi direct că n-am cum să vorbesc. Chiar ești n-am cu șeful cum. În birou de fiecare dată sau nu înțeleg care e treaba? Nu că e de fiecare dată, dar chiar trebuie să înțelegi. Când n-avem cum, n-avem cum. Când sunt la muncă nu se poate și gata. Dar chiar așa trebuie să mă rog de tine să pricep niște lucruri simple. Hai mă, Mădălina, că ești fată mare. Până la urmă poți să mergi diseară cu mine la prietena asta a mea? Doamne ferește, dar eu ce ți-am zis mai devreme că nu pot? Păi de ce Mădălina, nu pot? Cu cine am vorbit eu? Cu de cine vorbesc eu la telefon? Nu ți-am explicat că nu pot? Păi mai târziu, mai pe seară. Mă, nu am cum. Nu vin, eu după 8 abia pot să vorbesc cu tine. Poate să ne vedem noi puțin. Dar eu mâine sunt la muncă înapoi. Unde vrei să mă duc eu să beau, să mă petrec? Că n-am cum. Măcar mâine putem să ne vedem? Da, ne vedem mâine, dar pe seară și poate puțin așa. Că tot așa o să fiu pe fugă mâine. Mâine am o zi grea. Am înțeles. Bine, atunci ne auzim dacă e diseară după ce termin programul. Bine atunci, bine, hai. Pa și nu mă mai suna când sunt la muncă, te rog eu mult. Ok? Bine. Bine, pa, pa. Hai, pupici, pa, pa. Vlad continuă foarte conștiincios activitatea, iar rezultatele sunt pe măsură. Adică el are satisfacția muncii. Ce mai? Este un norocos care își permite să fie și în pas cu ultimele apariții tehnologice, iar acest lucru, consideră tânărul, ar trebui să o impresioneze pe iubita lui. Hai, dragă, zâmbește! Haide, că știi cum face ăsta poze! Am un zâmbet, că nu-l ajuți! Termină, te rog, termină cu pozele, nu am, hai, Mădălina, că el poate și tu nu-l ajuți, haide, lasă terminatul cu pozele, hai, scoate un zâmbet, haide. Nu am chef, Vlad. Ia uzi, și-a luat și telefon, încă vreo 3-4 mii de lei. De unde i-a scos pe ăștia, că eu nu pot să înțeleg. Haide, mă, că mă bucur și eu de el, vreau să-ți fac câteva poze. Dar nu mă interesează ce cameră are, stau și mă întreb, explică-mi și mie, te rog. De unde într-o lună ai strâns tu bani să-ți cumperi telefon nou, să cumperi televizor, ai mai ieșit și cu mine și mi-ai cumpărat haine? De unde vin toți banii ăștia? Vreau și eu să știu că dintr-un job normal nu cred că strângi 6-7 mii de lei așa pe lună. Dar tu ce faci acum, Mădălina, mie? Îmi faci calcul la bani? Îmi scrii pe foaie câți bani cheltui cu tine sau pe ce dau banii? Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg de unde ai atâția bani. Păi stai puțin, până acum era o problemă foarte gravă că nu produceam bani. Acum eu produc bani, uite, muncesc foarte mult pentru treaba dar asta. Dar mă întreb de unde? Păi, pentru că nu prea sunt atât de multe joburi în ziua de astăzi care să-ți permită să... Uite, Mădălina, am aflat că sunt priceput la anumite treburi și chiar îmi ies foarte bine și lumea plătește pentru serviciile mele sau pentru ceea ce pot eu să ofer, înțelegi? Da, nu știu ce să zic despre asta. Păi eu zic că ar trebui să te bucuri, la fel cum fac eu. Uite, mi-am cumpărat un telefon, am cumpărat televizorul, am făcut și eu niște chestii pentru mine. Am luat și eu un parfum mai bun.
Haideți să lăsăm puțin prostiile astea cu de unde ai bani și să ne bucurăm de ei dacă i-am, nu? Uită-te și tu la ea. Acum îmi face ea calcul la bani. Câți bani fac? De unde vin banii? Dar ce o aveam ca, mă, frate? Până la urmă eu am pus banul jos, am cheltuit pentru ea. Aia e, ce treabă are? Da, dar și ei nu prea pot să mă bucur de ei când știu că apar așa deodată din senin și bineînțeles că am și o teoria mea de unde ar putea ce conspirație, acești... bineînțeles că așa ești tu. Că până acum era teoria conspirației că de ce n-am bani niciodată. Acum e teoria conspirației că de ce am bani mereu, nu? Așa trebuie să vină, nu se poate un echilibru. Vlad, măi, cum să obții atât de mulți bani așa pocnind din degete? Să fim serioși și realiști. Dar ce, am venit cu 100.000 de euro acasă, de îmi spui că așa mulți bani? Muncesc, Mădălina, muncesc. De-aia am bani. Unde muncesc? Pentru una? Poftim? Ce-ai zis? Și eu. Hei, alu, pământul către tine. Ce-ai spus? Știi, e la modă. Băiețașul tinerel cu doamna mai trecută de o vârstă. Mădălina, tu zici că eu mă pun cu babe-n pat. Hei, alu, lasă-mă un pic gluma. Hei, cum poți măcar să vii cu așa o idee? Ce, nu mai ești pentru mine sau... Nu ne mai vedem, nu mai avem treabă unul cu altul, de-mi spui lucrurile astea? Ba da, doar că nu înțeleg de unde curg acești bani așa, atât de mulți deodată. Mă, dacă nu-ți ziceam că m-am angajat, înțelegeam să vii cu tot felul de chestii. Dar dacă eu îți spun că muncesc și din banii mei, uite, ai văzut cât de bani am cheltuit cu tine. Că nu cheltuiesc numai eu banii. Nu e normal să-mi arunci așa de nicăieri? De unde te-au băgat prietenele tale prostiile astea în cap? Că alea te-au învățat numai tâmpenii de când sunt cu tine. Nu este adevărat, nu știu, eu nu prea cred această... Acest job al tău, așa, deodată, poc, au căzut banii din cer și deodată și așa. N-au căzut din cer, am muncit. Atât m-am de umilit mult? Pentru banii aia, da. Măi, știi care chestia? Eu sunt convinsă că mă înșel, că ești cu una. Pentru că de fiecare dată când te sun, niciodată tu nu răspunzi, nici măcar nu-mi dai cu ocupat. Să zici că ok, ai treabă, vezi apelul, închizi. Nimic de zis. Păi știi care e chestia cu tine? Mădălina, de câte ori ți-aș explica și de câte ori ți-aș spune și de câte ori aș încerca să ajung la un numitor comun cu tine, tu vii iar cu o teorie bazată pe nimic. Că măcar de că veneai cu ceva concret. Băi, nene, banii vin de la muncă. Zic, ți-am explicat că nu am cum să vorbesc. Lucrezi și în weekend? Ultimele două weekenduri din această lună, eu nu te-am văzut la ochi. Păi pentru că am avut treabă, mă, meseria pe care o fac eu, treaba pe care o fac eu. Nu există zi liberă, există zi în care mi-am luat eu liber, dar nu zi liberă. Adevărul eu n-am cum să-i spun. Păi îți dai seama ce reacție ar avea. Nu o să înțeleagă sau să accepte așa ceva niciodată. Simt că mă minte. Îi citesc asta în ochi. Hai, bă, bune, hai să lămurim asta, că pe mine mă scoate din sărite, mă ia capul. Nu știu ce să zic. Păi nu, tu ar trebui să înțelegi că muncești și gata. Dacă nu înțelegi, tu trebuie să rămâi cu prietenii tale și eu mă duc, okay, pe bune. Dar ce muncești, că nu mă prind? Ce, vrei să știi ce muncesc? Da. Cerșesc. Na, ești mulțumită? Da, cerșitor. Îți bați joc de mine? Da, ce și mie, bun. Păi bune, îți bați joc de mine? Păi dacă mă zăpăcești, eu am contract de exclusivitate cu aia. Mă bagă în pușcărie dacă spun ce fac. Până nu iese produsul, nu am voie să vorbesc despre el. Eu pun la urmă de acolo, așa, adevărul l-am spus. Mai în glumă, mai în serios, dar l-am spus. Acum că am văzut că s-a schimbat la față în halul ăla, păi cum era să zic că, da mă, chiar așa e, nu te mint, cerșesc, n-aveam cum. Dacă tu te scapi la o prietenă de-a ta cu o vorbă, din ce am zis eu pot să fac pârnaie. Pentru ce? Înțelege că eu o să-mi iau casă de acolo, Mădălina, eu nu sunt rău cu tine acum, eu nu vreau să înțelegi că sunt rău cu tine, eu o să-mi iau casă, o să avem o casă, o să avem niște beneficii, eu muncesc pe bani mulți acum, e un proiect greu, eu îmi bat mult capul, te rog să nu fii încă un motiv sau încă un factor al stresului meu zilnic, că deja sunt destul de stresat, te rog frumos, eu acum mă grăbesc, trebuie să plec. Ne cunoaștem de mult prea mult timp ca să mă ducă cu zahărelul. Bine. Bine, Mădălina, hai, nu mai fi supărată, te rog frumos. Bine. Ne auzim. Ne auzim. Ne auzim. Pa. Mădălina este pe bună dreptate suspicioasă, mai ales că Vlad nu-i dă nicio explicație referitoare la serviciul lui și la cât este plătit. De altfel, Vlad nu mai dă explicații nimănui. Ne referim la părinții lui, care în continuare locuiesc în casa lui Adrian. Adrian, tu ești? Da. Ce faci acolo? Bine, ce să fac? Ce faci cu căruțul ăla? Ce ai pățit? Nu am pățit nimic. Atunci ce-i cu căruțul? Ce? Nu mai am nevoie de el și are altcineva nevoie de el.
Am înțeles. Cum ești tu, băiat bun, mereu așa? Păi nu sunt eu băiat bun. Păi ești? Cine a zis că nu ești? Scrie bancomat pe fruntea mea. Păi cum? Nu trebuie să te țin la mine în casă? Să știi că nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu ne-ai fi primit aici. Păi, na, e sormă, cum să nu te ajut? Așa ești. E normal așa? Așa e normal, îți mulțumim. Na, nu știu ce ne-am fi liniștit. Făcut, cum ne-am fi putut permite să plătim un hotel sau o chirie, să ne putem... Bă, știi cum e? Până la urmă nici eu nu pot să vă țin la nesfârșit. Eu înțeleg unde bați, dar mai avem un pic și vom termina apartamentul, ne vom muta. Îți mulțumim. N-ai pentru ce să mulțumești, că până la urmă, na, așa sunt eu, să ajut pe toată lumea, da. Ia uite-l pe băiatul, ia uite-l. Ce faceți, sărumâna? Ce faci, mă? Ce faci, măi, Vlad? Ce să fac? Și uite ce televizor și-a tras, de unde vă ți-ai luat ăla? Cum, de unde, mă, unchiule, ăla nou frumos? Ia-l de tău? La șmecher, fii atent că e de la șmecher, ia uite. Normal că e al meu, al cui să fie? Ce crezi că e al cuiva și îl țin în chirie? Păi, sau ce ăsta e scump, stai, mamă, cât ai dat pe el? Am muncit, am băgat ca nebunul, cât? 2000. 2000? 2000. L-am luat în rate, stai liniștită, că nu l-am luat cu banii jos, că n-am avut cum, da? Mă bucur că ți-ai luat televizor pentru camera ta, bravo. Trebuia să-mi iau, n-ai zis că nu fac ceva util, că-mi iau parfumuri, că-mi iau... Mi-am luat ceva util, na. Apropo de parfum. Cam degeaba ți-ai dat cu parfum, că cam miroase un pic, da? Nu? Da. Aspirat acum, crezi că e ușor să-l cari atâta timp? Da, normal că miros. Dar el când primește bani de la oamenii lui, care fac același lucru ca mine, ăia nu sunt bani care miros urât, ăia nu put, banii nu put, de păi, când îl car. Și parcă și mâinile astea, ia, ce, ia, uite ce murdar ești. Ce-ai făcut, mamă, cu mâinile astea? Da, a avut un prieten o problemă la cauciuc și l-am ajutat. Măi, mamă, îngrijește-te, dă-și tu jos barba, arăți ca un boschetar. Da, a, dar e urât, de ce îmi zice așa? Mâinile murdare, barba e neîngrijită, mare. Stai numai pe capul lui. Boschetarii sunt șmecheri, cum poți să gândești așa ceva? Îmi zici că arăt ca un boschetar, ce are barba mea? Păi, uite și tu, ești murdar, miroși, ai dat atâția bani, 1200 pe parfum? M-am spălat și eu pe unde am putut și cât de bine am putut. Dar nu s-a luat chiar așa de bine, fără un duș, îți dai seama. De acolo, și... acolo, ce? Ce? Uite... Ai rău? Ce ai? Nu mi-e rău, mă, n-am nimic eu, nu. Unchi tu, un băiat bun, al meu, cum îl știi, de ajută. Vrea să scoată pe nevastă să adă în spital și... cum sunt eu, omul potrivit la locul potrivit, am zis să-l ajut, că oricum, de când și-a rupt tata piciorul, nu mai am ce să mai fac, eu locul pe oricum spațiu degeaba. A, da, bine, tu știi. Da. Băiat bun. Da, omul știu. Bun la toate. Nu sunt eu omul bun? Tot timpul am fost. Da, eu știu unde bați tu, că și pe noi ne-ai ajutat foarte mult și sunt recunoscătoare pentru asta. Da, da, băiat bun el. De la oamenii care întind mâna, are el atâta bunătate. Asta e. Da, știi cum e, până la urmă va trebui să plecați și voi la casele voastre, că... Mai, noi plecăm, mai avem un pic, terminăm, uite, ne mai ajută și bine, Vlad, bine, bine, da, da, vă ajut. Hai că eu mă duc să-mi dă televizor. E, cum? Hai că... Ia uite, deja a început să cumpere că... pentru camera. Uite, deja am început să fac treabă. Dat o grămadă bani, prietene, Paul. Păi am dat, da, am dat. Mai măcar și-a luat ceva. Băi, asta e bine că omul gândește, adică păi vrea să facă ceva pentru el și ia ceva pentru camera lui, foarte bine. Mulțumesc, unchiule, frumoasă vorbă. Da, 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 ia viteză, prietene, dă-i drumul, dă-i mai drumul. Mai rar ca tine. Bă, n-ai ce să-i zici până la urmă, nu, uite, că mie îmi place de el, să știi. Auzi, că are omul perspectivă, adică vrea bine să facă ceva. Auzi, dar tu îi dai bani lui Vlad? Bani? Sigur. Tu te văd aici, cum să-i dai bani? Mai, nu mă minți. Dar de ce mă întreb? Pentru că brusc el are cam mulți bani. E nepotă meu. Îi dau de o ciorbă, de un suc, o cafea, dar niciun caz de un televizor. Că și-a luat parfumul, păi a dat 1200. Mai eu nu-i dau. Taică-su duce toți banii la apartament să renovăm, să terminăm mai repede și noi. Da. Deci eu nu-i dau, tu nu-i dai, taică-su nu-i dă. De unde? Că salariul lui nu-mi imaginez. Eu, din câte am înțeles, are o prietenă, o păi iubită. Prietenă, o ce da, prietena al... Păi, da, da, știi și trage cum de bani, nu-i de bani. Nu e chiar așa, știi cum e cu cuplurile astea tinere, cu internetul, cu... Ce? Mai o poză, mai un filmuleț, hai, lasă, nu te face că nu știi. Lasă-mă, cum poți să spui tu că Vlad ar face așa ceva? Dar de unde crezi că vin banii ăștia așa ușor? Ce mi-a zis fratele meu, m-a lăsat cu gura căscată. Dar cred că are dreptate.
Trebuie să o învăț eu pe sora mea care sunt pericolele din ziua de azi. De parcă ea nu știe. Adică fiul să se dezbrace pe net? Tu asta vrei să spui? Dar ce te miri așa? Ai, măi, nu pot să cred. Nu. Dar de ce nu poți să crezi? Cum așa ceva? Eu zic, adică, nu știu, părerea mea e să stai cu ochii pe el și să vezi ce face. Măi, m-ai pus pe gânduri. Eu te-am pus pe gânduri, dar trebuie să te gândești foarte bine și să începi să-l urmărești. Da, voi lua măsuri, o să-l urmăresc, o să văd ce fac, să vorbesc și cu prietena lui, să vedem de unde scoate el banii ăștia. Măi, m-a luat durerea de cap de ce mi-ai spus, deci m-a luat cu rău, nici nu mai... Nu știu, trebuie să te gândești, am plecat, pa! Mă duc să dau un telefon, pa, pa! Pa! Brusc, Luminița a devenit îngrijorată și, fără să aibă nicio altă informație, consideră că băiatul ei, pe care îl crede de altfel foarte cu minte, este victima vreunui anturaj sau vreo influență nefastă s-a abătut asupra lui. Prin urmare, mama acționează în consecință. Bună, Madalina! Ce faceți? Uite la tine, venam. Vreau să discut cu tine. Da. Se poate? Da, sigur. Ce s-a întâmplat? Păi, măi, tu să-mi spui mie ce s-a întâmplat, că eu nu știu ce se întâmplă cu voi. Deci ceva nu este în regulă. Ce faceți voi? Tu și fiul meu nu știu ce faceți. Ceva nu miroase mie bine. Nu știu. Ce v-ați apucat voi să faceți? De unde scoate Vlad atâția bani? Păi nu înțeleg la ce vă referiți. Ce putem să facem? Nu știu, el muncește, este angajat. Ce știu eu, știți și dumneavoastră. Muncește, dar muncește, abia a început să muncească. N-are de unde să scoată brusc atâția bani. Știu, și pe mine m-a surprins, dar nu știu ce să vă zic acum. Păi nu știu, să-mi spui ce faceți voi. Măi, voi v-ați apucat de prostii pe internet? Că eu am mai auzit vă rog frumos, că copiii vă rog frumos fac să vă chestii de astea. De la lucruri de genul ăsta, mă insultați? Mă Măi, jigniți? Nu te insult, eu vreau să știu care este adevărul. Să rezolvăm problema, să vedem ce se întâmplă, pentru că nu este normal. Vlad a început să-și cumpere haine și a luat parfum de 1200 de lei și a luat televizor de 2000 și ceva. Nu are de unde să scoată banii ăștia. Deci ce faceți voi? Tu l-ai pus să facă ceva? Știu că ție îți place să te plimbi, să te duci prin mall-uri, să-ți cumpere și ție haine, să mergeți la o cină romantică. Dar ce l-ai pus să facă? Sau ce faceți împreună? Ceva nu e în regulă. Nu are de unde să scoată atâția bani. Sunt prea mulți bani. Da. Și el abia a început serviciu. Deci nu se poate. Mai bine s-ar gândi că cine știe ce face fisul. Nici într-un caz să mă acuze pe mine de ceva. Fii sinceră și spune-mi adevărul. Doamnă, eu nu l-am pus să facă nimic. Da, am observat și eu o schimbare. M-a scos în mall să-mi cumpere haine. Știu că a cumpărat acel televizor. Și eu l-am întrebat de unde. Dar să-mi aduceți aceste acuzații nu este drept deloc. Eu nu l-am pus să facă absolut nimic. Nu am nicio legătură cu acest comportament, această atitudine, acești bani, nu știu de unde îi scoate. Mi-a spus că muncește, că muncește din greu, muncește foarte măi, mult. Muncește, dar n-are cum să scoate atâția bani. Nu știu ce să vă spun. N-are cum să scoate atâția bani. Și el, ca să te țină pe tine, face tot posibil să scoată din ce în ce mai mulți bani, să vă puteți permite o vacanță, o masă, Păi nu este normal să păi aibă este un normal, job normal, dar să care permitem? Este jobul? Că sunt prea mulți bani, altceva faceți voi. Măi, sper că nu faceți prostii pe internet. Am auzit că se fac tot soiul de probleme. Deci eu vă respect, tot respectul din partea mea, ne cunoaștem deja de atâta timp, dar vă rog frumos să nu mi-aduceți aceste jigniri. Eu cred că și Madalina este vinovată. Nu am nicio treabă, el mi-a spus clar să angajeze la o firmă, ok, nu știu nimic despre acea firmă, nu știu cum se numește, nu știu ce face, dacă e, aici faceți direct personal și le întrebați. Îi cere să nu-i socoteală, problema, eu nu am nicio treabă cu așa ceva. O să studiez problema, o să văd care este adevărul, dar Doamne ferește să aflu că l-ai pus pe fiul meu să facă lucruri necurate, stricăm prietenia, să știi. Dacă stau și mă gândesc, chiar este ceva dubios la mijloc, dar nu este din vina mea. Eu am fost bună cu tine, te-am acceptat, v-am ajutat, dar dacă aflu că ați făcut lucrurile astea împreună sau separat,
Ne supărăm rău de tot și vei avea de-a face cu mine. Și nu cred că îți dorești lucrul ăsta. Ai înțeles? Eu am înțeles, doamnă Suiva, v-am zis. Jignirile pe care le aduceți nu sunt cele mai potrivite, dar nu. Dacă mă minte, va fi rău. Da. La revedere. La revedere, o zi bună. Intrigată de situația în care a fost pusă și revoltată de acuzele pe nedrept, Mădălina, care începe să-și dorească o relație serioasă cu Vlad, vrea să afle adevărul și, cum iubitul ei nu vrea să îl spună, fata o ia pe cont propriu. Bună ziua! Ce faceți? Sunt Mădălina. Bună, Mădălina! Ce faceți? Ce se fac? Mă bine, tu? Da? Eu nu fac, doamnă, atât de bine, pentru că, sincer, nu știu cum să vă spun. Ar trebui să-mi cereți un milion de scuze. Cred că ar trebui să-mi puneți și covor roșu în fața blocului pentru acuzațiile pe care mi le-ați adus la adresa lui Vlad. Nu înțeleg. Nu înțelegeți? Doamnă, da. Sunt în mijlocul Unirii, în mijlocul intersecției de la Unirii și mă uit la Vlad. Vlad, care este într-un cărucior cu... La Vlad, doamnă, care este îmbrăcat cu ultimele zdrențe de haine, este murdărit pe față, arată în ultimul hal și știți, doamnă, ce face? Cerșește, doamnă! Cerșește! Nu cred așa ceva, Mădălina, nu este adevărat. Doamnă, eu nu pot să accept. Eu cred că tu l-ai confundat. Nu, nu, copilul meu n-a face așa ceva. Doamnă! El lucrează la o firmă. Da? E cea mai mare firmă din București, ce să zic, Centru Unirii, Centru Bucureștiului, Buricul Bucureștiului. Sigur l-ai confundat. Doamnă, intrați. Doamnă, intrați pe WhatsApp să vedeți ce poze v-am trimis, doamnă, v-am trimis poze cu el în ultimele zdrențe de haine, cum cerșește. Doamnă, și-a luat un cărucior de handicapat. Nu, nu, eu nu cred așa ceva, Mădălina. Nu, doamnă, e posibil. Copilul meu nu face așa ceva. Da, niciodată. Credeți-mă, eu niciodată nu mi-aș fi permis să-i cer vreun ban, să-l pun vreodată să fac așa ceva. Dumneavoastră, ce insulte mi-ați adus, eu nu o să le accept niciodată. Ceea ce mi-ați spus este mai mult decât josnic. Intrați, vă rog, pe internet, verificați pozele să vedeți că este băiatul dumneavoastră acolo. O să mă uit, dar eu nu cred. Bine. Eu nu cred. O zi bună. Nu cred. Bine, la revedere. Normal că nu crede. Eu mă uit la el și nu-mi vine să cred. Mă uit la poza asta și nu-mi vine să cred. Ăsta este băiatul meu. Uită-te și tu. Îți vine să crezi? Ce e aici? Fii tu. Cine? Vlad, nu e Vlad. Copilul nostru. Pleacă de aici, pleacă de aici cu poveștile. Cum să fie Vlad? Nu e Vlad. Uită-te mai bine. E fitul. Cerșește la Unirii. Cine? Vlad, copilul nostru. Cerșește la Unirii. Nu e ăsta Vlad, Luminița. Uită-te și tu mai atentă că nu e Vlad. Eu mă uit la ea. Mai uită-te și tu. Uite, mărim și să vezi că el este. Uită-te. Ia citește ce scrie pe foaie. Orfan... De mama. M-a dat afară, stau pe... Nu e Vlad ăsta, pleacă de aici cu prostiile astea, că nu e Vlad. Măi, omule, înțelege că Luminița. Este copilul nostru. El este, uită-te. Cum să fie Vlad? Cum să cerșească Vlad? Nici mie nu mi-a venit să cred, dar uită-te. Deși vine foarte greu să facă asta, Mădălina se hotărăște să-l confrunte pe Vlad. Poate că banii nu au miros, dar ea are o anumită demnitate. O dă Dumnezeu sănătate. Hai ca Domnului, mulțumesc, să rămână. Să-mi dea Dumnezeu sănătate să scap de tine. Ce faci, mă, aici? Asta e firma la care ești tu? Ești orfan de mamă? Cred că mă confundați. Te confund? Da, posibil, probabil. Da. Sănătate, mulțumesc, la revedere.
cum i-o fi trecut lui în cap să facă așa ceva? De unde i-o fi venit să facă așa ceva, pe bune? Nu știu. De unde, de neunde, uite ce faci. Oftim. Mădălina, stai puțin! Pentru ce să mai stau? Păi pentru o termin așa, stau? Vreau să știu ce ai, de ce vrei să pleci acum de lângă păi mine? Păi tu chiar crezi că eu mai stau cu un om care stă și cerșește pe stradă? Păi pe pentru bune? Tine numai imaginea contează chiar așa, adică... Mă, dar puteai să lucrezi orice, să faci orice! Nu mi-aș fi permis nici jumate din cheltuielile care le-am avut cu tine. Păi ce aveți, mă? Tu l-ai învățat pe Vlad să cerșească? Băi, calmați-vă mă un pic, băi, ce să mă calmezi, măi, băiatule, tu înțelegi ce spunem aici, Vlad cerșește! Te confundă? Te confund? Ce-i mă asta? Ce-i asta? Asta e firma ta, spune-mi, explică, ce-i asta? Uite-te la mine când vorbesc cu tine! Ce-s cu hainele astea? Ce, ești orfan de mamă? Ai nebunit la cap? Ce vrei, mă? Ce treabă ai tu cu meseria mea până la urmă, cu treaba mea? Asta e meseria ta? Mie nu mi-e rușine de ceea ce fac. Până la urmă, eu muncesc. Cum să te înjosești, eu, halul ăsta, să faci așa ceva? Vine maica ta să mă facă de toată bafta, să ne învinuiască că facem nu știu ce, Doamne, iartă-mă, ne-am apucat de prostii pe net. Și tu asta faci? Da, mama, pe bune? Știe că muncesc. Asta e munca ta. Pe bune. Doamne, deci nu... Mădălină, dar până la urmă, de ce faci așa? Cum? Dar nu înțelegi. De ce faci așa? Măi, băiatule, cum să-ți vină această idee în cap să faci așa ceva? Pe bune. Băi, nene, știi ceva? Până la urmă, e și vina ta, da? Vina mea? Cu ce e vina mea? Ia să aud. E și vina ta. Pentru că tot ce ai după tine, eu din ce bani ți-am luat? Nu din banii de aici? Tu ai impresia că vreo secundă în viața asta ți-aș fi cerut să faci acest lucru ca să-mi cumperi mie diverse lucruri? Sau să-i cumperi lui maică ta mare contează. Plasmă în casă, nu telefon și altele? Nu contează, Mădălina, știi ceva? Nu contează. Până la urmă și tu te-ai bucurat de aici și eu am cheltuit banii cu tine, nu în altă parte. Așa că nu mai faci atâta pe la mă. Mă, ești un buricul Bucureștiul. Așa și tu mă vezi cum sunt... Oricine. Tu vezi cum sunt făcut? Păi, cine mă recunoaște? Cine aia e ideea? Cum să nu te recunoască? Cum te-am recunoscut? Mă, Mădălina, eu te recunoaște da, oricine. Da, 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 ai aceeași față, nu-ți schimbi fața. Dacă ții niște zdrențe de haine pe tine, nu înseamnă că ai altă față. Cum să păcălești oamenii cu atâta nesimțire? Sunt oameni care își dau ultimul leu din buzunar ca să ajute. Deci nu... Știi ceva? Uite, ia. Nu, nu, ce nu, faci? Nu am nu nevoie. Face, uite, nu asta uite, am vrut nu, să zic. Te rog frumos, nu. Deci nu mai pot tremuri de nervi, te rog frumos, țineți-le, țineți-le și te rog frumos, stai cu ele și faci borș. Mă, stai puțin! Mădălina, stai puțin! Pentru ce să mai stau? Păi o termini așa, vreau să știu ce ai, de ce vrei să pleci acum de lângă mine? Păi tu chiar crezi că eu mai stau cu un om care stă și cerșește pe stradă? Păi pentru tine numai imaginea contează chiar așa, adică... Măi, dar puteai să lucrezi orice, să faci orice! Nu mi-aș fi permis nici jumate din cheltuielile care le-am avut cu tine. Știi foarte bine ce cheltuiele am cu tine și câte figuri ai și cum te uiți tu la o țoală de 3 milioane, că cam ieftinătură, te duci și tu la 7 milioane, acolo la 8 milioane, că tot ce-i după tine vrei să fie firmă, să fie bun, dar tu la muncă nu te duci, dar la mine știi să ții că m-am pus în cărucior. Da, dragule, da, pentru că asta e cea mai josnică, cel mai josnic lucru pe care am putut să-l văd. Aha. Din acest moment să știi că noi am terminat orice, să știi că toată lumea deja știe. Poftim, stai puțin, ce lumea să știe? Tot. Băi, Mădălina, deci stai puțin. Nu mai vreau să mai aici tu confuzi niște ceva. Lucruri. Mădălina, una e că ai terminat-o cu mine și alta e că... Cui ai zis? Ce ai zis? Mama ta, tatăl tău, toți. Deci nu se poate așa ceva. Cum să-i spună lui mama lucrul ăsta? Atâta o duce capul, dar i-am făcut numai bine. Dar ce rău ți-am făcut eu ție? O grămadă de bani am cheltuit cu tine. O grămadă de bani. Și tu acum te-ai răzbunat pe mine. Bun, ai terminat totul, dar de ce m-ai dat în gât? De ce ai zis mai departe? Pentru că de trebuie ce să interesat? Știi și ea ce are nu trebuie ușă, să știe. Nu. Asta, ba, asta da. Nu e treaba ta. Da. Mădălina, asta trebuie nu e treaba ta. Să fiu un om Mădălina, asta nu e treaba ta. Asta nu e treaba ta. Ba, și da, tu ai avut coloană fix, vertebrală este acum. Este fix treaba mea. Ai profitat, 2 ani de ai zile. Profitat, da, ai profitat de bani și acum ai aflat ce fac. Nu-ți convine că poate vede vreo prietenă de-a ta și te faci de râs și ai zis să-mi faci și rău.
Nu era destul că o termin cu mine, a trebuit să-i zici lui mama și lui tata. Da, normal, bineînțeles, normal, mi se pare normal, absolut normal, normal. Să știi Mădălina, și părinții tăi egoistă, care te-au născut. Ești o egoistă, ești o egoistă. Și aici am încheiat. Ești o egoistă și să-ți fie rușine pentru ce ai făcut. Că toți banii care i-am făcut de aici, peste 80% s-au dus cu tine. Deci majoritatea banilor care eu i-am făcut, i-am cheltuit cu tine. Și tu m-ai dat în gât. Adevărul e că din vina ei am ajuns aici. A vrut prea mult și eu n-aveam de unde să-i dau. Puteai să-ți vezi de treaba ta. Bine, știi, nu, gata. Am încheiat orice discuție. Să nu te mai văd. Da? Tu? Crede-mă. Să nu te mai văd. Eu nici pe atâta. O să vezi tu că n-o să rămân așa. Fii-mi cerșetor. Fii-mi un scaun cu rotile. Fii-mi cu pancardă pe care scrie orfan. Nu, că mă ia capul, simt că nebunesc. Cum i-o fi trecut lui pe-n cap să fac așa ceva? De unde i-o fi venit să fac așa ceva, pe bune? Nu știu, de unde, de neunde, uite ce faci. Oftim, uite. Așa a găsit el de cuvință să scoată bani. Toate acestea au fost posibile pentru că lui Vlad îi place luxul pe care l-a văzut la unchiul Adrian. În mintea lui încă necoaptă, băiatul crede că aceasta este calea, însă părinții nu pot accepta alegerea fiului lor. Deci Vlad, tată, eu nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Spune-mi și mie adevărul. În această poză, uite-te, te rog frumos, la poza asta. Tu ești? Spune-mi, uită-te la poză și spune-mi, te rog frumos. Da. De ce? De ce, Vlad? De ce? Pentru ce? Spune-ne adevărul, Vlad. Pentru că aveam nevoie de bani. Păi și așa se face? Așa ai ajuns să faci rost de bani? N-ai zis tu că te-ai angajat? Că câștigi 1800 de lei? 1800 de lei, o spun, vorbește de 1800 de lei. Ăștia ce sunt 1800 de lei? Sunt bani? Nu sunt bani! Cum să nu fie bani? Nu sunt bani! 1800 de lei nu sunt bani! Dar ce sunt, Vlad? Sunt cele căzut la alții printre dinți și culești tu. Auzi ce zice Fitu? Auzi ce zice băiatul nostru? Mai copile, așa te-am educat noi. Da, aici ai vorba de educație, aici ai vorba de foame, de mațe. Ți-a fost foame? Nu ți-am dat să mănânci? Nu te-am întreținut? Nu, mamă, nu asta am vrut să noi spun. Cum putem munci cinstit și câștigăm cât câștigăm? Exact, exact. Ce-ți trebuia? Nu înțeleg. Cum ai putut să ajungi să faci așa ceva? Pentru ce a trebuit bani pentru, sau trebuie bani pentru Mădălina, nu? Normal. Nu? De aceea. Vă rog să nu aduceți jigniri necorespunzătoare la adresa mea. Da, de ce? Pentru că nu sunt justificate. Așa cum a venit soția dumneavoastră înainte să-l prind pe băiatul dumneavoastră în fapt și mi-a spus că poate facem altceva, poate ne ocupăm cu totul cu alte lucruri. M-am, să zic așa, automotivat să demonstrez adevărul. A văzut aici, la unchiul lui, că se poate să trăiești pe picior mare. Nu e așa? Și foarte ușor. Ce vreți să ziceți cu asta? Stați că puțin că nu înțeleg. Da, nu. Băiatul a devenit invidios. Pe cine? Că se poate trăi pe picior mare, că poate să facă bani. Vlad, este adevărat? Bineînțeles că e adevărat. Nici nu trebuie să neg chestia asta, adică e evident. Normal că e adevărat. Normal că atunci când îl văd pe unchiul meu, care are 7 parfumuri și toate parfumurile lui pornesc de la 800 de lei în sus, mă enervez și devin invidios. Normal că atunci când îl văd că o pereche de Adidas de-a lui cu care el se duce să alerge, cât alergă el acolo, costă cât 4 seturi de haine de ale mele. Normal că mă enervez. Cum să fie normal? Auzi luminița, tu auzi ce zice? Da, normal că mă seacă, efectiv. Mă seacă, mă rupe. De ce nu l-ai rugat pe unchiul tău să te angajeze la firma lui? E o situație, să știți. De ce râzi, ajungem, mai copile? Spune de ce râzi, Vlad. Până la urmă, de ce nu ai încercat să-ți folosești mintea?
Se vede că ai cap, da? Dacă te-ai putut gândi la o tâmpenie de genul acesta. Dar dacă eu se am produs bani... Se pare că ai și curajul și ambiția, da? Dacă ai putut să te îmbraci în niște haine ponosite, să te mânjești din cap până în picioare, să ieși pe stradă, să scrii... Ok, dar tu ești orfan, deci nu ai părinți, să te duci la mâna întinsă. Poate te întâlneai cu vreun cunoscut, poate te întâlneai cu nicio șansă. Nicio șansă. Da, Bucureștiule Mare. De ce nu ai încercat să faci banii aceștia cinstit, muncind, folosindu-ți mintea? Și crezi că dacă eu am produs niște bani, i-am produs folosindu-mi ce? Eu am făcut ce am făcut pentru mine. Nu înțelegi că ceea ce faci tu este anormal? Nu. Și că felul în care ea a procedat... Eu cred că tu privești lucrurile dintr-o perspectivă greșită. Ia spune. Eu așa cred. Ernest. Tu așa gândești? Da, eu așa cred. Și toți priviți lucrurile într-o perspectivă greșită. Fă lumină un pic. În primul rând, în viață e o vorbă care sigur ați mai auzit-o. Bă, prost e ăla care dă, nu ăla care cere. Bun, așa. Ce să mai eu spune? Nu m-am dus la nimeni cu cuțitul să-i zic, bă, tu-mi dai banii. Nu, omul dar, a venit de bunăvoie și mi-a dat ceva. Că dar a fost corect să scrii orfan când ai doi părinți? A fost ca o poezie. A fost o minciună, bineînțeles. Nu am fost corect față de voi. Îmi pare rău dacă v-am simțit prost. Da. Am deci făcut niște bani. Că e normal ceea ce faci tu, da? Nu normal, atunci, că normal atunci e prost. Haide să facem cu toții ceea ce faci. Nu, nu, păi asta vreau, să nu faceți cu toții. A, numai tu, înțelegi? Pentru el. Adică că cei care se duc la muncă, cei care se duc la muncă, cei care sunt părinții tăi, da? Care muncesc o viață ca să-ți ofere ție o educație, un acoperiș deasupra capului. Sunt niște fraieri, nu? Dar n-am zis că sunt fraieri. Dar n-au perspectivă, așa o să fie mereu. Dar tu te-ai gândit un pic la perspectiva ta? Da, foarte bine, am avut timp. Nu te-ai gândit că este o perspectivă total greșită? Cum poți să gândești așa? Dar tu cum poți să vii să-i arăți lui mama și să-mi faci rău după ce față de mine ai avut niște momente frumoase? Tu chiar nu crezi că eu ți-am făcut un bine în acest nu, moment? Nu, cred că mi-ai făcut rău, Mădălina. Cred că te-ai băgat de ciudă și de ură că poate vreo prietenă de-a ta cumva de reușea ea să-și dea seama. Da, de ciudă. De ciudă că te gândești tu că ăia care fac cadouri prietenului tale, cine știe ce afaceri au, bă, cine știe ce prostii fac pe internet și așa mai departe. Mie îmi zici, bă, Dălina, tu să știi o chestie. În viață trebuie să lași bunul simț și respectul de sine deoparte ca să faci bani. Ai două variante. E să lași respect de sine. Ce spune, copil? Ai bani și îl arunci la gunoi respectul tinere, de sine. Faci tinere, pe 1500 de lei să lucrez. Și tot nu m-aș duce. Păi tu nu muncești. Păi tu nu muncești, tu nici măcar nu știi ce înseamnă ideea de a munci ceva, da, tu știi? Orice. Da, tu știi? Vlad, e tu greșit știi? Tot, Vlad, e greșit, Vlad, nu te-am crescut așa, Vlad. Cum poți să scoți din tine chestiile astea? Eu nu-mi dau seama cu... Nu-l recunosc. Și Mădălina nu este vinovată. Eu m-am dus, am vorbit cu fata, ea nu știa nimic și atunci... Și-ați forțat-o să nu, n-am forțat-o. Nu, a zis că te urmărește și o să-mi spună dacă află ceva. Da, și da, nu e de vină, dar ea a făcut. Da, ți-a făcut un bine, copile. Păi atunci nici eu nu sunt de vină că alții mi-au dat bani. Corect. Până la urmă și ea ce făcea cu mine, dacă nu tot un fel de cerșetorie, dar mai așa, mai cu subînțeles, mai pe subconștient așa. Păi tot cerșetorie e când te duci într-un mall, eu îți iau o bluză de 100 de lei și faci, da uite asta de 200 de lei e mai drăguță. Uite, tot aceeași manevră o faci cu mine, numai că tu ești ok acum, tu n-ai făcut nimic, ai mâncat, ai băut, ți-am luat, ți-am dat. Și acum, domne, când ai ajuns ce greșeli tu, faci când tu ai ajuns față de mine? Tu să cuantifici totul în bani? Când? Asta înseamnă totul pentru tine pe lumea asta, banii? Eu întotdeauna m-am simțit bine când am avut bani și am înțeles că trebuie să mă simt mai des bine. Gândește-te că tu poți să-ți ratezi tot viitorul, da? Poate pe termen scurt, ok, faci niște bani, da? Mai devreme sau mai târziu vei avea niște probleme, da? Nu doar cu legea, da? Mă numesc că nu te interesează cazier sau detalii de genul nicio acesta. Nici o problemă nu faci, nu cere care, locul de muncă. Dar în momentul în care tu crezi că ai reinventat apa caldă și te duci la cerșit pe stradă, mai devreme sau mai târziu, vei da peste unul ca unchiul tău, care va fi foarte deranjat că a apărut un puști care îi strică jucăria. Și acolo nu te văd prea bine. Eu da. Eu cred că o să mă descurc și cu asta. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Ce legătură are?
ce legătură are unchiul cu tine? N-am înțeles, adică cum dai? Dacă nu te interesează aspectul legal, cum așa ai spus tu, că până la urmă, na, ce contează să ai un cazier? Asta e, nu? Te descurci tu. Vlad, te-am întrebat ceva, te rog frumos să răspunzi. Păi ce ai vrea să-ți răspund? Nu are nicio treabă cu mine unchiul. Unchiul meu e treaba lui, eu sunt cu treaba mea. Cumnatul dumneavoastră, de unde își permite tot ceea ce are? Are o firmă de construcții, nu știu exact ce rulează pe acolo. Păi dar ce atâta discuție despre unchiul? Și de ce dacă are o firmă de construcții și dacă omul muncește cinstit și onest, nu a putut să-l angajeze și pe fiul dumneavoastră? Păi n-am vrut eu. Ia. Bineînțeles, eu n-am vrut așa ceva. Ce treabă mai bine aveam să cerșești decât să angajezi. Păi eu vreau să fac bani, nu să stau la mila lui, să-l rog. Unchiule, te rog eu frumos, bagă-mă și pe mine pe 2000 de lei să car toată ziua găleți de ciment. Te rog eu, că asta e visul meu din copilărie, nu? Păi da, Vlad, ai zis când a venit aici, ai văzut că își permite niște chestii. Bani aruncat și alea. Ia, păi dacă da, tu ești la hor. Dacă tu ești la liga mică cu cerșetoria, exact. Unchiul tău e la nivelul categoria grea. Iar ceea ce face el se cam cheamă grup infracțional. Poftim? Doamna, cum îmi pare adică? Foarte rău să vă dau eu niște vești proaste. Despre ce? Despre Adrian. Înțeleg. Despre toată bogăția asta. Fratele meu? Fratele dumneavoastră patronează ce un astfel face? De grup infracțional. Cum ce face? Are foarte mulți oameni, bătrâni, copii, trimiși pe străzi. Cine, Adrian? Cumnatul dumneavoastră. Ia zi, Vlad. Nu cumva ai văzut cu ochii tăi și ai auzit cu urechile tale la un moment dat când erai pe aici, când venea cu punga de bani la boss? Vlad, este adevărat? Tu știai? Da, e adevărat, știam. E adevărat? Și nu ne-ai spus? De ce să vă spun? Cum de ce să vă spun? Păi de ce să vă spun? Ce rău mi-a făcut? Cheia succesului, ce rău mi-a făcut omul ăla mie ca să-l dau se eu un se cheamă un grup infracțional. Să fie sănătos, el tu se duce la pușcărie. Și tu o să-ți dorești să ajungi la același nivel, pentru că la un moment dat vei face niște bani din cerșit și o să te gândești, hei, de ce să mai fac eu asta, da? O să vină vremea urâtă, frig, o să trebuiască să stai desculți pe asfaltul ăla rece. O să te gândești că e mai bine să trimiți tu niște oameni să facă asta în locul tău. Și atunci, nu cred că mai scapi doar cu cazier. Pentru că mai devreme sau mai târziu, cineva, știu eu, te va fila. Asta face... Asta face fractul? N-am știut. Te-ai inspirat de la frate meu? Mie nu vine asta să cred. Asta face Adrian? Mie nu vine să cred. Și ca un sfat pentru dumneavoastră, ar fi foarte indicat. Pentru că sunteți, până la urmă, niște oameni de bună credință. Deși știu că este greu, este familie, dar să-l denunțați pe acest om. Pe cumnatul dumneavoastră și pe fratele. Cum să faceți așa ceva? Nici măcar să nu vă treacă prin cap, e oribil. Te rog cum să taci din gură. Te rog să taci. Dar cum să te rog să taci. Tu taci din gură. Mă mir că nu ți-e rușine. Tu crezi că cei care lucrează pentru unchiul tău trebuie să mergem să au niște condiții foarte bune? Dar nu mă interesează pe mine ce condiții au ei, că-i treaba. Vlad, nu vreau să te mai aud. Nu vreau să te mai aud. Păi bineînțeles, mă interesează oala mea, mă interesează farfuria mea, nu mă interesează pe mine de unchii mei. Adrian, unde ești? Aici erai. Ia. Aici erai. Ce vezi, mă? Tu l-ai învățat pe Vlad să cerșească? Băi, calmați-vă, mă, un pic, băi, nu-mi face scandal aici, mă, frate, vă rog eu frumos. Tu înțelegi ce spunem aici? Vlad cerșește. Cu ce te ocupi tu? Ce face Vlad, mă, cerșește? Da, cerșește. Adică tu ești străin de situația asta, nu știi nimic. Cu ce te ocupi tu, Adrian? De unde ai tu frumusețile astea pe-n casă? Nu calmează-te, zici și mie de unde ai pastea pe-n casă. Dar zici și mie, cu ce te ocupi tu? Business-uri, boss. Ce business? Facem business. Ce business? Mai exact, spune. Cam ce e mai profitabil așa pe la adică? Noi? Adică? Adică ce? Adică ce e profitabil pentru tine? Nu știu, să iei bani de la fimiu? Am luat eu bani de la fitu, ai vreo dovadă că am luat eu bani de la fitu, prietene. Da, atunci tu l-ai învățat să cerșească? Nu l-am învățat eu, frate, să cerșească, ce vezi, sunteți nebun? Dar știai că e băgat acolo și face treaba asta în timp păi de mâna? Păi de unde mă să știu, de unde să știu dacă tu ai venit cu scandal acum să-mi spui că fitu cerșește? Păi cum, că am auzit că tu l-ai învățat? Păi de unde ai auzit? Tu ai vreo dovadă că l-am învățat eu? Nu, dar avem dovadă că cerșește. Ia, dar atunci ce dovadă că cerșește? Stai să vezi.
Ai un pic. Bă, tu ce ai, mă, și tu? Te-ai apucat nebuneala, ce? Nu m-a apucat nebuneala. Uite, frate meu. Uite, îți place ce face nepotul tău? Meseriaș să mor eu. Meseriaș, a, bravo! Ia uzi, meseriaș! Mamă, dar ce bine îi stă! Măi! Pă bune! Tu glumești? Nu glumesc! Tu-ți bagi joc de nu noi? Nu bagi joc de voi, frate, ce aveți nevoie? Uite ce face copilul meu! Păi dacă știam că face el treaba asta, păi nu venea la mine să-l învăț o meserie. Adică tu ești străin de chestia asta. Habar n-am, ești nebună, tu nu înțelegi că nu știu? Știu că-ți dorești bani. La fel ca toți tinerii de vârsta ta, nu? Banii deschid toate ușile. Rezolvă orice. Băi, ești nebun, am văzut niște poze cu tine. Foarte tare, frate. De unde ai învățat o meserie asta? Uite care chestia, știi cum e când elevul își depășește maestru? Tu m-ai învățat cum să fac, eu acum știu să o fac și o fac singur. Eu am vrut să-ți fac un bine, spunându-le adevărul, da? Dacă tu ai această părere și ție, unchiul tău ți-a inspirat atât de multă încredere în această afacere și acest business, hai să-ți spun un lucru. Eu personal o să mă duc la poliție, aha, o să te denunț și rămâne să vedem unde o să ajungem. Păi ți se pare normal? Bineînțeles că mi se pare normal. Nu, vei plăti pentru asta. Totul în viață se plătește, să știi. Și știu că îți dorești bani. La fel ca toți tinerii de vârsta ta, nu? Banii deschid toate ușile. Rezolvă orice. Asta vrei tu de la viața ta? Asta te vezi făcând până la adânci bătrâneți? Poate nu pun la adânci bătrâneți. Dar suficient încât să pot să mă pun pe picioare. Și dacă cu toții am face ca tine? N-ar mai fi o meserie bună, ar trebui să găsesc altceva, că nu s-ar mai face bani, nu? Dacă vrei rezultate diferite, de ce faci treburi diferite. Dar a ajuns să fie bani? Te-ai temut că ce? O să-ți dea iubita ta papucii? Că nu-i cumperi lucruri scumpe? Iubita mea nu e numai profitoare și nu numai cheltuitoare. Se pare că e și trădătoare. Ce ai avut tu în capul tău când te-ai dus tu la mama cu pozele alea, când vine pe tine acum rău de tot? Ce a fost în creierul tău? Cum ai gândit tu? Bă, uite, Vlad mi-a luat numai lucruri scumpe, am fost cu el peste tot, am aflat ce face, nu-mi place, hai să arunc-mă pe el, hai să mă duc să-l distrug. Nu ți-a ajuns că ne-am despărțit? Nu ți-a ajuns că aveai viața înainte, puteai să faci ce vroiai tu? A trebuit să mă dai pe mine în gât, să faci rău. Pentru da, ce? Da, da, ai fost toxică pentru mine. A trebuit, mine. A trebuit foarte bine că a făcut asta. Foarte bine că v-a spus toți pe mine, pentru binele meu, vreți să mă băgați în pușcărie, vreți să țipați, să-mi luați banii, să mă trimiteți eu la muncă. Eu văd că ești cel care ești foarte nervos. Păi normal că sunt, pentru că sunt atacat de niște oameni care nu le-am făcut niciun rău. Adică de tine și de ea. Ce se întâmplă? Poți avea toți banii din lume, dar, și un, să lucru, nu fii fericit. Dar un lucru nu poți cumpăra. Un om. Ba da, chiar nu, foarte nu ușor. Nu știu la ce mă refer, nu la un majordom, nu la un șofer. Un om, nu poți să-l cumperi nici cu dacă, un munte de bani. Dacă tu ai impresia că toate cadourile pe care mi le-ai făcut m-au făcut pe mine extrem de fericită, aflând că tu banii aia i-ai cerșit și ai întins mâna, păi da, și erai da, mânjit. Păi da, da, până atunci, până să știi, te-au făcut foarte bucuroasă, dacă nu fericită. Te-au bucurat, probabil te-ai lăudat la prietenele tale. Uite, mă, că a început și al meu, că știți, dar că era mai afraieră din grup. Dacă tu te temeai că ea-ți va da papucii pentru că nu investești în ea, de ce ai mai continuat această relație? De ce nu ți-ai găsit o fată care să te iubească sincer? Și ce realizam până la urmă? Că mă despărțeam de ea și îmi făceam altă relație. Cheltuiam cu alta. Până la urmă toate sunt la fel. Nu mă toate spune. Sunt la fel. Toate sunt după bani, după excursii, după plimbări, că una e mai timidă și nu zice și alta... Da, toate sunt la fel. Acum că una e mai timidă și nu zice, e altceva. Eu am vrut să-ți fac un bine, spunându-le adevărul, da? Dacă tu ai această părere și ție, unchiul tău ți-a inspirat atât de multă încredere în această afacere și acest business, hai să-ți spun un lucru. Eu personal o să mă duc la poliție, aha, o să te denunț și rămâne să vedem unde o să ajungem, da? Și în momentul ăsta am încheiat tot. Hai, pleacă de aici, să nu te mai văd. Tare supărat, ești tinere. Adică tu cu asta te ocupi?
afaceri profitabil. Afaceri profitabil, adică toată fericirea, toată frumusețea din casa asta se bazează pe nefericirea altora. Care pe niște nefericire, mă, despre orfan, ce nefericire vorbești? Copii orfani, pe niște bătrâni care suferă. Pe asta se bazează fericirea casei astea? Bineînțeles, eu am încercat să le fac un bine. Bineînțeles. Le-am făcut un bine, le-am oferit o casă, le-am tu oferit protecție. Tu cum le oferi, mă, bine, prietene, dacă tu îți bazi joc de oameni ăștia? Prietene, eu nu mi-am bătut joc de oameni, nu i-am bătut, nu i-am forțat, nu i-am obligat să facă nimic. Le-am arătat drumul cel bun. Cine l-a învățat? Măta, cine l-a învățat așa? Când o afla mama? Mamă, dacă află mama, care-i problemă? Păi cum așa te-ai păi ți-a dat măta mama bani să-ți zugrăvești apartamentul din pensie? Păi nu, dar m-ai ajutat. Nu pot să zic că nu m-ai ajutat. Dar păi și toți banii ăștia, toți banii ăștia și unde ai stat și ce ai mâncat și ce bani i-a mai dat și lui Fitu, că i-am dat și lui Fitu bani? Băi, tu nu înțelegi o treabă. Orice cerșetor din Bucureștiul ăsta, în fiecare cartier în care te duci, o să găsești unul cu mâna întinsă. Ăla niciodată nu face și pentru el. El nu face decât să-și asigure mâncarea pentru ziua respectivă, iar banii se duc la șefii lui. Adică tu ești unul dintre șefi, să înțeleg. Spune așa, dacă vrei să te simți tu bine, spune așa. Uite, în ce casă am stat, uite, nu vine să cred că tu ești fratele meu. Băi, nu înțelegi că dacă nu eram eu, era altul. Dacă băi, știam, nici băi, nu veneam aici. Nici nu veneam, ne duceam treabă în altă parte, vedeam noi cum băi, rezolvam. Băi, voi știți stâmpiți, n-au zis că n-am nicio treabă cu nu sunt stâmpiți, suntem cinstiți. Exact. Ah, mamă, bă, asta cu cinstea, băi, mă omoară, mă îndoi. Eu nu mai suport, deci eu nu mai suport, pe bune. Băi, vină-mă înapoi să vorbim, băi. Nu avem ce să mai discutăm. Păi nu aveți ce să vă spune ce aveți de făcut. Plecăm, dar vă faceți băgăjelul și ieșiți pe port acolo să faceți scandal. Nu faceți aici scandal. Bine, măi frate meu, pentru ce ai făcut, eu nu te iert. O să merg la poliție, să declar tot, să-ți spun ce ai făcut tu. Cum îți chinui tu niște oameni să-ți aducă banii, pui să cerșească, să-ți aducă ție bani, să umpli tu buzunarele. Așa și... Păi ți se pare normal? Bineînțeles că mi se pare normal. Nu, vei plăti pentru asta. Totul în viață se plătește, să știi. Băi, uite cu ăștia, cu banii ăștia, cumpăr ce vreau eu. Nu cred. Asta rămâne de văzut. Du-te liniștită! Nu face el ce vrea, da, în casa asta. Te îmbraci acum, facem bagajele și plecăm. Hai! Hai, acum, Vlad, hai, nu mai discutăm. Nu mai avem ce să discutăm, nu mai, gata, e... Nu știu dacă e cea mai bună abordare. De ce? Pentru că, na, ar fi bine să încercați să discutați mai calm cu fiul dumneavoastră. La poate ce mi-a reușiți, făcut? La ce mi-a făcut să stau calm? Poate reușiți să-l îndreptați. Vă dați seama că îmi doresc și eu chestia asta, dar nu pot să stau calm la ce a făcut. Nu am cum. Vă cred pe cuvânt. Hai. Gândește-te bine, Vlad. Mișcă și fă-ți bagajul. Acum. Te-ai apucat de treabă fără să spui nimic? Adică fără să zic nimic. Păi cum, vină mă, stai jos aici lângă mine. Nu, lasă că eu te văd foarte bine și din picioare. Nu e nevoie, lasă. Unde te duci? Unde te pleci? Chestiile astea cu mine. Unde pleci? Plec să-mi văd de viață, să-mi văd de lume. Fii atent aici și îți dă unchiul tău, ia vină cu aici. A, nu e nevoie, stai liniștit că sunt bine. Stai liniștit, o să ai nevoie mai multă decât mine, mă, unchiule, mă. Băi, ești nebun? Ce ai mai luat ăștia? Ai votat mă după mâna? Ai auzit ce vor să facă că te dă pe mâna poliției? Și ce dacă mă dă pe mâna poliției? A, mă, băi, tată, că o să ai nevoie să dai și tu în stânga să... și în dreapta. Păi, și tu nu tu ești te-ai apucat de treabă și nu vrei să faci treabă cu unchiul tău? Păi ce treabă să fac cu tine, mă, tată? Ia zi tu. Ce treabă să fac eu cu tine? Păi ce cum trebuie să facem fac bani? Eu cu tine, mă, să mă furi? Tu crezi că eu sunt prost? Păi cum eu să sunt te mic, furi, te furi pe tine, nepotul păi meu, mine, mă, eu n-am văzut ce faci păi tu. Păi să fac casă, la... băi, băi,
Nu fi fraierică, să fac casă, ia. Mă ți-au mașină. Ia uite, bă, galgară pe el. Să mă bași tu în casă cu încă 3-4 mă de pe stradă, să stăm toți înghesuiți acolo. Bă, mă, ești nebun, păi te bag pe tine. Ha, mă, tată, mă, lasă-mă cu asta. Băi, unchiule, băi. Asta fără de mine. Băi, unchiule, bă, eu, ca să știu o chestie, ți-am zis, poate sunt mic, dar nu sunt prost. Băi, ești nebun, am văzut niște poze cu tine. Foarte tare, frate. De unde ai învățat o meserie asta? Uite care e chestia, știi cum e când elevul își depășește maestru? Tu m-ai învățat cum să fac, eu acum știu să o fac și o fac singur. Dar cum te-am învățat eu? Păi uite, când i-ai zis lui ăla la poartă de a veni nebunul ăla și l-ai luat, bă, nebunule, rupeți o mână, rupeți un picior, ia-ți un cărucior. Mamă, știi cum mi-am băgat la cap? Pau, mamă, ceva incredibil. Și m-am pus pe treabă, bineînțeles. Eu n-am nevoie de mult, eu am nevoie de atâta informație, păi să fac așa. Păi da, știi că dreptul de autor să plătești. Păi da, dar uite, mie îmi place așa mai fără. Mie îmi place cu fair use, dacă știi ce înseamnă. Hai, te-am pupat, să fii sănătos. Bravo, du-te și tu după măt. Poate din neștiință, poate din neputință sau ignoranță, părinții lui Vlad nu au reușit să imprime acestuia adevăratele valori în viață. Pentru el, unchiul Adrian a fost modelul, iar acum modelul i-a devenit competitor. Dar dacă luminița se va ține de cuvânt, Adrian va ajunge după gratii. Și nu e exclus ca, mai devreme sau mai târziu, și Vlad să-i urmeze. Până la urmă, amândoi sunt adulți și trebuie să suporte consecințele faptelor pe care le fac. Aoleu! Ți-a căzut și papon, păi, ți-aveți cum? Să ai grijă de atâta, ele, atâtea bagaje ce ai luat aici să duci la Fita. Dacă îmi pleci pentru 3-4... Așa e cum plec la țără mea. Am auzit că te-a lăsat femeia, a plecat... M-a lăsat pe dronul, mai mic, ce să-i fac? Acum ai un băiat în familie, trebuie așa să fii mândru. Da. O să-mi fie greu, singur, îți dai seama, da? Iubire! Da, iubire, am venit, mai mi-am pus o porte, cât tare bună ai făcut-o. Nu, în sfârșit, o să fii și tu singur, te mai vezi cu prietenii. Eu am sentimente pentru tine, am început să țin la tine, am început să te iubesc. Eu te înțeleg, iubire, dar la mine se complică ținut cu tine. Deci o să vă filmez, lasă-mă Elena, pe mama acum! Elena, nu e ceea ce crezi, mă, nu. De unde și până unde mai Elena, pată? Elena, nu e ceea ce crezi. A, voi credeți că eu sunt proastă sau cum? Nu eu e pur și simplu am trecut pe la el să-i aduc ceva de mâncare. După ce că întreții relații cu soțul meu un ascuns și mai ești și prietene și prietenă, el, nu? El s-a dat la mine, înțelege? S-a dat la tine, dar tu ce ai trei anișori și nu poți să te ape? Păi eram amândoi supărați, eram amândoi singuri. Extraordinar! Și ne-am consolat unul pe altul. Mamă, ce... Păi da, soțul meu m-a lăsat singură, tu l-ai lăsat pe soțul tău singură.